Bună dimineața, domnilor! În continuare, e sfârșit de octombrie 2020. M-a trezit Costin de dimineață să prindem răsăritul pe Argeș. El a ajuns mai pentru întuneric. Eu când am ajuns deja începea să se vadă așa puțină lumină. Am găsit apa mică. Planul nostru era să găsim apă mare, așa cum am lăsat-o aseară. Și să ne ocupăm de avați. El a avut vreo 2-3 trăsături. Eu nu le-am mai apucat. Nu știm ce au fost. Acum sunt în dreptul insulei, un pic mai sus de balastiera de la Drăști, Plașca. Și încerc să dau puțin la știucă. Nu e nicio activitate, dar nici nu văd altă posibilitate. S-a făcut ora 8 și n-am reușit să prindem nimic. Încerc să traversez, să ajung pe insulă. N-am mai fost de mult și s-a mai schimbat un pic configurația pe aici. Deci am urcat undeva mai sus de balastiera. Și pe aici am să traversez. Înainte, pe brațul ăsta circula apa. Era un loc foarte bun de obleți. De multe ori luam și clen și avați. Acum, dacă s-a cam colmatat, nu prea mai e viață pe ea. La fel și în partea asta aici, mai veneau băieții și la staționar. Sunt tot pe insulă. Peștele se agită foarte tare și apa curge, deci ăsta e un semn clar că apa a crescut și că trebuie să mă duc neapărat să văd dacă pe acolo pe unde am trecut eu se mai poate trece înapoi în siguranță. Sunt aproape de capătul insulei. Este un peisaj destul de drăguț aici, locuri. Ui, ce de pește acolo. Ce de obleți, wow. Este o zonă foarte drăguță, liniștită, dar trebuie să fii atent la apă. Și să nu ai prea multe bagaje, să nu te desfășuri așa prea tare ca să poți să fugi repede. Ia uite și aici cât sunt. Uai, wow. A ieșit toată albitura. Da. Clar. Că nu e de stat prea mult. Băi, și păcat că săreau niște bibani și niște avați de mai mare frumusețe, dar nu am avut o trăsătură atât, un atac. Dar eram o rotativă și era vegetație, nu puteam să... N-am putut să-i mai țin pe loc. Ei, uite, aici nu se văd pești. Capătul ăla. Sunt mai mulți. Capătul insulei dinspre aval, adică apa care dă în balastiera acolo. Balastiera de la Drăști Vlașca. Eu acum am mers spre Amonte, că pe aici se poate trece. Am făcut ce am făcut și m-au ciupit și niște țânțari.
mai e un pic și vine iarna și ăștia tot ciupesc. În fine. Costin era foarte disperat că să pun niște popere, să pun... Măi, omule, stai așa să văd dacă pot să mai vin înapoi de aici. Degeaba pun eu popere și... Nu că eu n-aș fi la fel de disperat, Doamne ferește, dar... Uite, e nițel de mers pe aici. A sărit și aici. N-am luat niciun repet, nu știu. N-am idee cum e. Cum era nivelul și cum o fi acum. Am eu cizmele astea, da. Bine, nu-i problemă, că pot să sar un pic și peste ele. Da, ia. Parcă zic că am trecut pe uscat, n-am intrat eu până apă. Nu? Da, uite, curge. Deci ăsta e capătul din munte, da, curge. Asta înseamnă cel puțin un 20 de centimetri. Îmi permit să mai stau. Da, păi vă las și ne auzim mai târziu. De fapt m-am răzgândit. Hai să vă arăt și partea dinspre a muntei insulei. Hai să las bățul aici. Să nu-l mai car cu mine. Da? Că n-are ce să mai vin acum. Deci asta e partea dinspre amonte. Încerc să mă mișc puțin mai repede ca să am timp să mă duc înapoi acolo. Cei care pescuiți de zice aici, cred că ați visat de multe ori la locul ăsta. Da, vedeți? Înainte curgea apa pe braț pe aici. Pe aici. Acolo se coboară cu mașina, deci treceți de balastirea de la Dărăști, Vlașca, pe malul respectiv și e coborârea aia, care de obicei o să o găsiți plină de mașini. Dar aici, vorbim despre un loc mai retras, da? Frumos, se poate pescui staționar, se poate pescui la răpitor. De obicei vine și avatul aici și știu ca și șalău și somn când vin. De cele mai multe ori nu vine nimeni. Bun. Mă duc să-mi recuperez, l-am setat și să mă pun pe pescuit, că nu e timp de filmări. Cel mult, dacă o fi să mă întorc în not, ne mai auzim. Destinație finală. Acolo e balastiera. Aici e căderea aia de apă. A început acum să se vadă curentul. Și eu sunt în capătul din jos, da? Din aval al insulei. Aici e brațul unde veți veni voi bucureștenii toată iarna să dați la bălos plin de vegetație, să-l vedeți cum o să arate în ianuarie. O să ai un băț să-ți mai faci o tijă, un crăcan dincolo malul Georgiului. Cam asta e. Mai am posibilitatea să stau până mai crește apa 10 cm, după aia o să iau apă la cizme, n-ar fi ceva, nu, vorba lui Costin. Sunt obișnuit, așa e. Dar parcă, nu prea m-aș mai băga. În fine. Costin s-a dus mai jos. Mă duc, am văzut niște obleți. Nu a vrut aici, n-a avut niciun atrac. Am încercat și cu popăre și cu muște și cu de toate, dar nu prea, e probabil agitația de specifică creșterii apei și atât. Acolo mai pescuiește un băiat la spinning. Da. Deci, dragilor, s-a încheiat și ziua asta de pescuit pe Argeș. Am reușit să mai vedem niște atacuri frumoase de avat. Erau și obleți, foarte mulți, dar nu cooperau cu noi,
foarte, foarte slab a mers, am prins puțin. Și apa ușor, ușor a scăzut. Și peștele a devenit din ce în ce mai mofturos, așa că după ce am mai testat câteva locuri, tot în zona Dărăști și undeva mai în amonte, ne-am hotărât să plecăm spre casă. E foarte complicat când îți umblă la apă. E destul de greu. Multe lucruri predictibile poți să le aranjezi într-un fel, adică să-ți faci un plan. Plouă undeva și știi că va veni apa mare sau tulbure, știi că va ține 2 sau 3 zile. Poți să plănuiești multe dintre detaliile unei partide de pescuit, da? Ți le aranjezi. În momentul în care ăla îți dă mic, mare, mic, mare, mic, mare, pur și simplu nici nu ai timp să realizezi. După ce scade apa și se schimbă totul și tu dai ca disperatul și schimbi și te întrebi, aolă, aolă, abia după aia îți dă pe-n cap, stai mă că s-a întâmplat ceva cu apa, ia să ne uităm, da, uite, a scăzut. Deci mai pierzi 10-15 minute cel puțin, ți le irosește aiurea până să-ți dai seama ce s-a întâmplat. Deci e complicat, e un joc foarte complicat. De asta zic că de multe ori ți se cam tai așa, te cam plictisești. Am mers ceva kilometri și azi, pescarii de staționari erau, dar nu prea se prindea, cam slab. În fine, vă las ca să nu vă plictisesc, ăsta e Argeșul în zona asta, dacă vreți să faceți mișcare, vreți să vă plimbați prin natură, să priviți culorile astea frumoase de toamnă, e ok. Și cu puțin noroc riscați să prindeți și vreun pește. Am văzut și știuci, am văzut și ieri, știu că am văzut și azi, dacă nu am avut niciun atac eu, am văzut-o cum se rea după pești, deci speranțe ar fi. Merită să vă pierdeți o zi pe aici. Cam asta e, numai bine.